Boala cronică de rinic este o problemă de sănătate publică ce afectează aproximativ 195 de milioane de femei din lumea întreagă, situându-se pe locul 8 în topul cauzelor de deces în rândul femeilor. Potrivit unor studii, prevalența riscului de a dezvolta boala cronică de rinic este mai ridicată în rândul femeilor în raport cu bărbații. Anumite boli renale, precum nefropatia, lupică sau infecțiile rinichiului, afectează cu predilecție femeile. În mod normal, în timpul sarcinii se înregistrează o creștere a hemodinamicii generale și implicit la nivelul rinichiului. Rinichii cresc în volum cu 1-1,5 cm pe seama creșterii fluxului sanguin renal cu 30-50%. Este de asemenea stimulată retenția de apă și sare sub acțiunea hormonilor. Există câteva afecțiuni specifice sarcinii care pot determina apariția insuficienței renale acute. Este foarte rară necesitatea dializei la gravidele cu injurie renală acută. Sarcina poate agrava o boală renală anterioară. În momentul când o femeie cu boală cronică de rinichi a rămas gravidă, este necesară vizita la ginecolog și nefrolog la fiecare 2 săptămâni în primele 28 de săptămâni de sarcină.